Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii De Sens Vieții. Așa cum ne-am obișnuit deja la această emisiune, aducem ca invitați oameni frumoși, oameni de succes și oameni care trăiesc viața cu multă pasiune. De cele mai multe ori, când vorbim despre oamenii de succes, ne gândim la realizările lor și mai puțin la ceea ce sunt ei. Deseori vedem succesul lor ca pe un scop în sine, fără a ne concentra pe semnificația lui. În seara aceasta vom afla ce se ascunde dincoace și dincolo de succes de la invitatul nostru Pavel Florin, care este jucător de cricket la echipa națională a României, primul jucător român în Champions League la cricket și campion național de 6 ori la 3 sporturi diferite, cricket, fotbal american și futsal. Bună seara, Pavel, bine ai venit aici în emisiune la De Sens Vieții la A7 TV. Bună seara, mulțumesc de invitație și bine v-am găsit pe toți în seara asta. Cu mare drag te primim aici, pentru că știm că ai o poveste interesantă de viață, dincolo de succes, dincolo de realizările pe care le ai. Aș vrea să ne faci pentru început așa un rezumat al vieții tale. Câteva elemente, poate din copilărie, ce ai făcut, pe unde ai umblat, pentru ca după aceea să luăm zoom-ul, să apropiem câteva detalii. Deci, după cum ai zis, numele meu este Pavel Florin, sunt ardelean, crescut în Cluj-Napoca și sunt mândru de treaba asta. Am avut o copilărie normală, am urmat o școală teologică, nu am avut dare ca să continui treaba asta și am urmat alt drum. Ce ai făcut, seminarul teologic? Da, sau? Liceul teologic. A, liceul teologic. Am luat-o pe alt drum, am încercat drumul armatei, nici acolo nu am reușit, am încercat drumul poliției, nici acolo n-am reușit și până la urmă m-am oprit în avea profesia de bodyguard în cluburi de noapte. Deci am oscilat dintr-o parte în alta, în alta, în alta. În tot tumultul ăsta de schimbări, singurul lucru constant care a rămas în viața mea a fost sportul. Am înțeles. E foarte interesant parcursul acesta al vieții tale și tocmai mesajul acesta vrem să-l transmitem la De Sens Vieții, că noi ca oameni avem căutări permanente și nu trebuie să ne nișăm doar pe o direcție în viață, ci să căutăm până găsim ceea ce ne pasionează. Și tu ai făcut lucrul ăsta. Exact. Trebuie să rămâi acolo unde ți se potrivește. Deși lumea se uită la meseria mea fiind ceva periculos sau ceva ce nu-i potrivit, eu am considerat că acolo e locul meu și de acolo pot să fiu de folos oamenilor și să-i ajut în momentele lor mai bune sau mai rele. Spune-ne, te rog, cum ai ajuns să joci cricket? Pentru că este un sport cam american, așa. La noi fotbalul, mai apare și tenisul, handbalul, dar să ajungi la cricket în România e mai greu. Da, ca să spun două cuvinte despre cricket, cricketul nu este american în primul rând, americanii au baseball-ul și nu prea joacă cricket. Cricketul este foarte răspândit în Anglia, Australia, India, Pakistan, Africa de Sud, Bangladesh, deci în cam toate țările din fostul Imperiu Britanic. Ca un amănunt, cricketul este al doilea sport ca popularitate din lume după fotbal. Din nu prea păcate, se știe lucrul ăsta. Din păcate, da. La noi în țară nu prea e popular. Dar încercăm să-l aducem și aici. L-am adus, de fapt, dar încercăm să-l dezvoltăm și să aducem cât mai mulți români nativi la sportul acesta. Da, deci, dar cine te-a îndrumat sau cum ai ajuns să joci cricket? Sunt un om polisportiv, adică cred că am încercat în viața mea toate sporturile. Le dau o șansă fiecăruia pentru că orice sport are un sens și trebuie ca și meserile, trebuie să vezi dacă ți se potrivește. Așa că le-am încercat și la vârsta de 30 de ani am ajuns, 30-31 de ani, nu mai rețin bine, am ajuns să încep și cu cricketul. A fost o întâmplare hazlie. Înainte făceam fotbal american, lângă terenul meu
erau niște băieți indieni care se antrenau sau făceau cum ar fi o miuță pe margine și m-a tras lucrul ăsta și m-am dus la unul dintre ei și am zis, pe vremea nu știam engleză, am zis în română, dăm să dau și eu cu bâta asta, eram curios, am mai văzut eu în imagini sportul ăsta, știam anumite reguli, dar n-am mai pus niciodată mâna pe o bâtă. Și era un indian care vorbea română și a zis, cum să nu? Mi-a dat bâta mână și am dat cu ea, am dat în minge. Mingea a mers în aer și cineva a prins-o. Când se întâmplă lucrul ăsta, nu-i de bine, ești eliminat. Da. Dar indianul fiind așa, să zic, mai isteț, mai șiret un pic, zice, you are a great batsman. You are the future captain of cricket Romania. Deci, tu ești viitorul capitan al echipei naționale de cricket. Bineînțeles, când mi-a spus asta... Ai simțit un pic de zece. Am simțit așa și mi-a dat un sens. A zis, mă uite, ce zice omul ăsta? Poate e posibil. Dar de fapt în spate ce se ascundea? Ei erau numai 10. Duminică aveau meci și le mai trăia un om. Adică nu conta cine vine. Primul venit, primul servit. Da. Așa că m-am urcat în autocar duminică cu ei și am venit la București pentru meci. Deci asta a fost intrarea mea în cricket. Da, deci practic ai fost luat de pe margine și exact. Pus în echipă acolo ca să cu o minciună frumoasă. N-am ajuns capitanul echipei naționale, dar am ajuns să joc pentru România și am cred că am cele mai multe meciuri dintre împreună cu alții jucate la echipa națională. Foarte interesant începutul acesta al tău în cricket. În România a fost asta, nu? Da. Sau da. În afară. Ai practicat sporturi în mai multe țări. Pe unde ai practicat sporturi și care a fost experiența ta în acele țări? Având meseria asta de bodyguard în cluburi de noapte, m-a ținut tot timpul ocupat. Mi-a plăcut ce fac. A rămas în Cluj, am călătorit prin țară cu sportul la diverse evenimente, dar niciodată n-am ieșit până în 2016, când cu echipa de fotbal american Cluj Crusaders, cu care am luat 3 titluri naționale, am fost invitați la Copa America Mexic. Aceea a fost prima mea experiență ca sportiv în afara granițelor. Și a fost o aventură întreagă, pentru că în Mexic, e Mexic, se întâmplă orice. Pentru mine a fost o experiență inedită care mi-a schimbat gândirea. Adică am văzut altă cultură, alți oameni și am văzut că nu noi suntem centrul universului, mai sunt și alții. Ce ai trăit acolo în Mexic? Cum te-ai simțit? Mexicul e foarte diferit, adică vezi violența pe drumuri. Am fost într-un oraș în care nu este turistic, deci eram singurii albi din zonă și oamenii se întorceau după noi și se uitau și ziceau, bă, cum arată, de ce? Maică, nu puneau mâna pe fața noastră, de ce suntem așa albi? Dar era o senzație faină pentru că oamenii mexicani sunt foarte calzi, foarte primitori și noi eram așa un, cum să spun, un element în viața lor nou. Și prin prisma asta ne-am simțit foarte bine. Dar am văzut urmele violențelor de acolo, lupta cu cartelurile, am văzut sârma ghimpată peste tot, am văzut multe mitraliere, multe arme tot timpul și când intrai la McDonald's erau oameni înarmați, la mall erau turnuri ridicate ca să apere mall-ul, dar n-am avut probleme, oamenii au între ei ce au acolo, n-au avut cu noi, am avut o competiție unde am ieșit pe locul 3, un onorabil locul 3, pentru că la noi fotbal american este nou și la ei este, nu este o religie, dar este al doilea sau al treilea sport de la ei din țară. Da, deci e destul de cunoscut, de practicat. Da, sunt aproape America de Statele de Unite da. Și prisma asta au multe echipe de fotbal american. Am jucat împotriva echipelor din Argentina, din Columbia, din Chile.
Deci a fost o experiență inedită. Din păcate, cineva a intrat cu o cască pe genunchiul meu și mi-a explodat. Am stat vreo lună și vreun an pe tușă, mi-a rupt ligamentele, meniscul, tot. Dar am reușit să le pun înapoi, m-am dat de un doctor bun, m-a montat înapoi și viața mea sportivă a continuat. A continuat. Ce alte sporturi ai mai practicat în afara țării? În afara țării doar fotbal american, după cum am spus, și cricketul. Am practicat multe sporturi la noi. Trebuie să practic sportul de contact, dat fiind meseria mea și dat fiind că nu sunt un colos, am doar 84 de kilograme, așa că trebuie să fiu un pic mai agil și mai tehnic în tot ceea ce fac. Dar și sporturile de contact sunt sporturi inteligente. Deci e un șah. E un șah și în sporturile de contact. În afara țării a fost doar cricketul și ca să revin la cricket, cricketul mi-a schimbat viața complet. L-am practicat timp de 8 ani, 9 ani și nu s-a întâmplat nimic. Mergeam cu băieții, eram singur român din echipă, în echipa mea erau indieni, în mare parte, pakistanezi, englezi, srilankezi, eu eram singur român. Ei, făcând de mici, nu m-am putut impune pentru că am început la 30 de ani. Era foarte, foarte greu să mă impun. Ei au crescut acolo în echipă. Pentru ei o religie acolo, cricketul. În India, de exemplu, ei joacă numai cricket. Știu, orice indian știe cricket de mici, ca Noua Zeelandă fotbalul rugby. Influența britanică. Și nu s-a întâmplat nimic. Până în 2018, când am preluat o echipă, echipa din Cluj, și am devenit președintele formației din Cluj. În primul an ne-am adunat, în al doilea an am luat titlul național, Cupa României, și ne-am calificat în Champions League. De aici începe povestea mea. Am luat toate titlurile astea, la fotbal în sală, la fotbal american, la cricket, dar nu era cum visam. Adică erau niște medalii, erau niște prea, eram mândru de ce am făcut, dar atâta tot. Dar ce visai? Ce ți-ai fi dorit? Visam să, de fapt, meseria mea este sportul. Din partea cu cluburile de noapte doar mă întrețin. Deși e invers. Este job, practic. Da, dar continuu să spun meseria mea e sportul și aș fi vrut ca toată viața mea să trăiesc în direcția asta. Și am crezut, credeam că dacă cumva o să realizez ceva mare, cum ar fi un titlu național, o să am șansa asta să rămân în sport și să nu am alte gânduri, adică să nu trebuiască să alerg în alte părți. Să te poți întreține doar din sport. Exact. Adică să cum fac fotbaliștii, de fapt, sau exact. Tenismeni. Toți visăm treaba asta, toți cei care au sportul în sânge, dar nu a fost așa. Este un moment crucial în viață când trebuie să alergi o cale. Și mulți oameni se pierd în zona asta, adică majoritatea, când văd că sportul nu le dă înapoi ceea ce vor ei. Și mi s-a întâmplat și mie în care am luat în calcul treaba asta și am zis, măi, uite, eu nu mai investesc în sport. Sportul nu-mi dă înapoi nimic. Ce fac? Și am luat decizia să continu pentru că asta mă face fericit. Și de atunci nu contează cât investesc în el, timp, bani, pentru că eu îmi plătesc tot. Nu am un sponsor, federația nu mă plătește, echipa de club nu mă plătește. Faci deci, tot din pasiune. Cuvântul ăsta de pasiune poate e prea mic. Sportul e viața mea, deci e altceva. Deci nu mai contează partea asta financiară, pentru că când ajung pe teren acolo mă face fericit. Ce mai contează? Și ca să revin la povestea mea,
am luat decizia asta și am zis, nu mă mai interesează de orice contract sau orice ține de natură de business sau financiar. Și sportul m-a răsplătit pentru treaba asta după câțiva ani mai încolo. Și cum? V-am zis, am fost președinte la Cluj Cricket Club, am luat titlul național, prin prisma asta am ajuns în Liga Campionilor. Era cea mai mare realizare din viața mea de sportiv, adică acolo întâlneai oameni profesioniști, oameni care sunt plătiți cu mulți bani, acolo ți erau plătite toate biletele, tricou te aștepta acolo la intrare, competiția era transmisă în 100 de țări. Era ceva foarte mare pentru mine și pentru colegii mei. Adică noi eram non-profesioniști, colegii mei erau doctori, ingineri, aveau diverse meserii. Pentru noi era extraordinar numai că am ajuns acolo. Adică știam că nu o să câștigăm niciun meci pentru că nu puteam să ne batem. Dar noi speram, credeam în șansa noastră. Am ajuns acolo. Băieții nu prea m-au băgat la joc pentru că nu președintele face echipa, în cricket capitanul face echipa. Te-au văzut tot, mai răcan, așa, ce a zis, stai mai la o parte. Mă, românul nu prea, el nu prea, adică e mai slab, deși eu fizic îți bine, în cricket trebuie să fii tehnic. Și eram pe teren, am fost la primele două meciuri pe teren, dar nu m-au lăsat să arunc și nu m-au lăsat să lovesc cu bâta. În al treilea meci a venit, aici e punctul culminant al vieții mele, eram undeva la un scor în care meciul era pierdut. Adică cum ar veni în fotbal să traduc așa un 4-0. E cam imposibil să întorci în minutul 75 un 4-0. Cât durează un meci de cricket? Un meci de cricket, cricketul are mai multe versiuni, deci poate dura de la 45 de minute până la 5 zile. Da, e mult prea complicat ca să-l explic, să explic fiecare etapă și fiecare stil de a juca cricket. Noi jucam o versiune foarte scurtă, așa că am avut la dispoziție să arunc 6 mingi. Am venit 6 mingi și mi-au dat mingea în mână, camerele pe mine. Eu, neavând teren, nu este teren în zona Ardealului, neavând oameni cu care să mă antrenez pe acolo, pentru că jucătorii erau în principal din alte județe ale țării și din București, uitându-mă pe YouTube și uitându-mă pe alte rețele de socializare, am învățat stilul meu. Adică era stilul Pavel oarecum după. Și am ajuns în fața camerei și am făcut ce am învățat. Adică gândiți-vă numai, e mingea asta aici, trebuie să iei mână și să o arunci la o distanță de 22 de metri. Jucătorii profesioniști dau în viteză și nu numai ei, toată lumea dă în viteză sau dă cu spin, adică cu efect, adică să sară mingea din fața ta ca să nu poți să o lovești. Da. Și am venit eu cu o lovitură, eu antrenându-mă în principal să nimeresc bețele alea, adică ăla era scopul meu principal, să dau prima dată în bețe, să nu dau în stânga și în dreapta pentru că e o greșeală. Am venit cu mingea așa. Și așa și plutea mingea mea, plutea și de oamenii se plictiseau până plutea mingea mea. Și lumea cricketului la nivelul ăla nu a mai fost o lovitură de genul. Bun, nu mi-am dat seama atunci. Mi-am terminat loviturile, n-am făcut ceva rău, n-am făcut nici ceva bine. Adică, ați pierdut meciul. Meciul l-am pierdut, da. Ne-am dus la masă și stăteam la masă. În momentul ăla m-a prins la masă, am fost singur și dintr-o dată au venit niște băieți și au zis, băi, Pavel, vezi că ai apărut la Fox. Fox e o televiziune mare din lume și Liga Campionilor Europeni, e o competiție destul de mică în lume. Deci e foarte mică. La cricket, vis-a-vis de alte competiții din Australia, din Anglia, din
India. Deci noi suntem la început. În Europa cricketul nu este dezvoltat. Adică Liga Campionilor e un experiment deocamdată. Dar ca să ajungă imaginile astea din Liga Campionilor Europeni la Fox, era ceva mare și pentru ei. Deci pentru Liga Campionilor, ei tot încercau ca să iasă în față și nu reușeau, pentru că toți jucătorii erau la fel ca ceilalți. 99% din ei erau de origini indiene sau pakistaneze sau din Bangladesh, Sri Lanka, nu era nimic deosebit. Dintr-o dată a apărut un alb care arunca și alt român, cumva. Da. Și român. Și Fox a pus ceva, deci să vă dați seama, doamnelor și domnilor, bine ați venit în Liga Campionilor Europeni. Era cumva o ironie la ceea ce fac eu, adică aruncând așa, ca, oarecum ca un copil, ei încercau să ironizeze competiția. Da. Mi-a luat telefonul și m-am uitat la imagini și au început să apară comentariile negative. Adică râsete, oamenii încercau să zică ha-ha-ha și iau un prieten ca ăsta. Ridiculizări, da. Da, și în momentul ăla când mi-a apărut în față, mi-am dat seama că am distrus munca unor oameni. Adică ei se chinuiau foarte mult să iasă, Liga Campionilor să iasă în față. Echipa mea, oamenii mei, adică îi făceam de rușine, asta am simțit în primul moment. Dar uitați cum e viața. Eu de fapt n-am făcut ceva rău. Am făcut ceva ce... N-a făcut nimeni și după reacțiile alea negative am stat supărat, eram supărat. Lumea în continuare vinea și m-a abordat pentru că eram singurul care am apărut undeva sus și m-a salutat. Salut Pavel, salutat în sufletul meu eram foarte supărat. Nu înțelegeam de ce mi se întâmplă, pentru că am muncit pentru treaba asta și nu înțelegeam de ce sportul mă lovește din nou. La un moment dat, cei care făceau transmisiile au venit la mine și au zis: Pavel, ești deschis pentru un interviu. Era primul meu interviu, niciodată nu mai venit cineva să mă bage pe acolo în seamă. Și mi-au pus întrebări și... Am zis ceva ce a rămas celebru. Am zis, poate lovitura, aruncarea mea nu este eficientă sau nu este frumoasă, dar mie nu-mi pasă pentru că eu iubesc cricketul. Și cu asta i-am cam lovit pe toți. După aia m-au întrebat și le-am zis, eu călătoresc în fiecare săptămână 500 de kilometri dus, 500 de kilometri întors, numai ca să mă antrenez sau să joc. Adică, plus alte lucruri, adică eu fac eforturi supraomenești ca să joc sportul ăsta. Și din momentul ăla, toată lumea a venit de partea mea, au început să apară mari jucători, cum ar fi, dacă vă dau niște nume, poate nu le înțelegeți. Nu e nicio problemă. Dar cum ar fi în fotbal Messi sau Ronaldo, care au început să-mi iei partea. Au început marile publicații să... să pună imagini prietenoase cu mine, au început să sune telefoanele, toată lumea era Pavel, Pavel, Pavel. Cei de la Fox au schimbat titlul, vă dați seama, au schimbat după câteva zile titlul și au pus Pavel, regele cricketului mondial, după faza după ce asta. Te-au hoiduit și te-au ironizat. Ăsta a fost momentul meu de cumpănă. Și de atunci lucrurile s-au schimbat pentru că am ieșit în prim plan și n-am lăsat treaba asta să moară, pentru că apari odată, dacă te liniștești acolo, rămâi la nivelul ăla. Am încercat ca totdeauna să mai am apariții și să duc steagul României peste tot unde am fost. Ai adus aici și câteva obiecte sau elemente din echipamentul de cricket. Și uitându-mă la ele, îmi dau seama că au o poveste, au o istorie fiecare dintre ele. Poți să ne spui câteva lucruri despre echipament și ce poveste au în spate aceste elemente de echipament? Bun, ce avem aici? Avem cască. Deci când ești la bâtă, când trebuie să lovești,
trebuie să folosești casca, pentru că mingea, unde, dacă îmi dați voie... Sigur, se poate. Mingea asta este foarte tare, e făcută din lemn și este înfășurată cu piele. Cu piele? Prinde un pic să vezi. Deci asta, dacă te lovește, e cam pericol. Așa că e recomandat să folosești cască. Avem mănuși, pentru că, iar mingea, dacă te lovește pe os, îți face un damage mare. Avem pedurile care ți le pui pe picioare aici, tot la fel să nu te lovească. Și avem bâta de cricket, care seamănă cu cea de baseball. Asta de față e bâta mea. E un pic cu scoci, e murdară de iarbă, dar e bâta mea și o folosesc, nu o schimb. Avem aici și o bâtă nouă, asta e o bâtă nouă, nouță. O bâtă de asta e undeva... Asta e făcută special pentru mine. Nu știu dacă se vede aici, e trecut numele meu. E personalizată. Da? E undeva la 500 de euro o bâtă din asta. Din dar... ce lemn e făcută? Nu știu să spun. Știi, e făcută în Australia. De ce le-am adus exact astea și e marca asta, nu vreau să zic numele. După ce am avut explozia asta, au început să apară fel de fel de oameni care ziceau, băi, pune-ne în față brandul ăsta. Hai să facem un deal, hai să facem... Și toată lumea vrea ca să îmi dea un echipament. Înainte nu aveam echipament, deci îmi doream să am o bâtă. Vă dați seama că e o bâtă, e foarte scumpă și nu aveam, foloseam bâtele echipei sau să am echipamentul meu, ce-l vedeți aici. Și toată lumea a apărut și a zis, mă, îți dăm, dar tu trebuie să ieși în față să zici, marca asta e cea mai bună. Și mi s-a părut... nefiresc, adică nu era stilul meu și am zis nu. Și a apărut tipul ăsta, Josh îl cheamă, care a zis, Pavel, mă bucur pentru tine, și am fost, m-am simțit cumva în pielea ta și vreau să-ți trimit un set complet ca să-l folosești tu, nu vreau nimic în schimb. A zis, nu vreau nimic, e, tipul e din Australia și pe el l-am acceptat și folosesc echipamentul, de aia nu schimb bâta, pentru că mi s-a părut foarte onest. Nu deși a fost mai interesat venit, atât de tare de deși mi-au venit oferte și oarecum financiare, dar nu foarte mari, deci să nu vă gândiți la sume mari, ca să port branduri, să folosesc echipamentul, am ales pe omul ăsta pentru că a fost sincer cu mine. Și chiar s-a bucurat pentru mine și mi l-a trimis gratuit și nu a cerut nimic în schimb. Foarte frumos gestul acesta. Da. Deci, practic, bâta aceea are o semnificație pentru tine și nu renunți la ea. E... Păi, aia vine cu mine împreună cu steagul României, totdeauna e bâta și steagul. Astea sunt primele două cu care le pun în geantă când călătoresc. În rest, după aia îmi pun tricouri și restul ce mai trebuie. Aici mai avem, asta e o șapcă de la echipa națională a României, ăsta e logo-ul nostru de la echipa națională și asta vreau să ți-o fac ție cadou. Poate... mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Arată foarte bine! Mai trebuie să o aranjez, că nou... Se așează, o să se așeze. Mulțumesc, da. Pavel! Da, chiar e o mare onoare. Primul suvenir sportiv pe care îl primez de la un sportiv. Da? Și e o premieră. Mai am și mingea asta, dacă tot ai prins-o. Poate o să facem niște aruncări într-o zi și o să te învăț despre ce e vorba. Uitați aici mingea. Și mingea a fost folosită într-un meci, deci are o semnificație, pentru că nu este nouă. S-a jucat cu ea, dar a fost un meci oficial. Foarte, foarte... încărcată de poveste, o să o țin cu drag și o să cred că o să se joace copiii mei cu mare drag. Da. Sper să nu se lovească cu ea. Da, mulțumesc pentru aceste suveniruri. Deci până acum avem niște elemente de echipament cu o încărcătură și cu o poveste interesantă. Am văzut echipamentul. Spune-ne acum
câteva lucruri legate de modul în care vezi tu succesul. Dincoace tu ca persoană și dincolo ce semnificație dai succesului sau reușitei în viață. Pentru că unii aleargă după succes numai să fie cunoscuți sau să facă bani. Tu cum vezi succesul? Ce înseamnă pentru tine succesul? Succesul, în opinia mea, este locul unde te simți bine și locul care te face fericit sau lucru care te face fericit. Partea financiară, în opinia mea, și cu asta totdeauna am probleme, face numai rău. Adică dacă tot timpul te gândești, băi, trebuie să fac bani, trebuie să fac mai mulți bani, trebuie să clădesc de aici, să fac, să ajung, să mi se dezvolte business-ul, să mi se dezvolte averea, o să pui tot timpul acolo și o să uiți de elementele umane. Adică un element simplu uman e să fii fericit. Dacă toată viața o să alergi numai după bani, n-ai cum să fii fericit. Pentru că uiți cum e să fii fericit. Și pe mine sportul în general, nu numai cricketul, sportul în general mă face fericit. Și am ales, ca să nu avansez pe restul planurilor, și să rămân aici. La fel mă face și fericit meseria care o am. Mă simt bine în locul ăla. Poate lumea o să mă înțeleagă greșit, dar îs ca un păstor la oi. Adică am grijă de ele. Ăla-i locul meu. Și pot să zic că în 18 ani de meserie nu am vreun dușman, să zic. Am făcut în așa fel încât să fiu bine cu toată lumea. Ai avut momente cu altercații cu în jobul ăsta de bodyguard? Da, se întâmplă. Dar să nu credeți că se întâmplă de mai multe ori acolo. Se întâmplă și în viața reală să ai altercații. Adică nu am meserie. Da, se întâmplă, dar am trecut cu brio cam peste toate și a doua, a treia zi am reușit să, cu oamenii respectivi cu care am avut un conflict, să ne împăcăm. Pentru că se întâmplă din cauza băuturii sau din cauza altor elemente negative ca să-ți pierzi un pic mintea și să greșești, mă refer la ei. La mine nu-i cazul, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu fac nimic din genul ăsta de lucruri. Și sunt ardelean, sunt foarte calm. Nu-mi sare țandăr așa dintr-o dată ca să ajung la conflict neapărat. Dar și când sare, sare. Și când sare, trebuie să sară cu cap. Pentru că dacă sare fără cap, ajungi în alte locuri. Da, deci ți-ai găsit împlinirea și viața în sport și ai dat o semnificație succesului, o semnificație nobilă care te împlinește pe tine și ajută și pe ceilalți ca să-și găsească un drum, să-și găsească un model, de ce nu, și să-și găsească un sens în viață. Tu ți l-ai găsit, ai căutat destul de mult. Da, vreau să vorbesc două minute și despre cea mai mare realizare din viața mea. Din partea asta, pentru că sunt bodyguard, am reușit să adun niște oameni, tot aducându-i în sport. Jucam la o echipă de futsal, de fotbal în sală, și echipa mare avea nevoie de o echipă de under 19, pentru că așa era regulamentul. Și au zis, băi, Pavel, nu vrei să te ocupi tu de asta, pentru că ție-ți place. Adună tu niște băieți și pune acolo. Deci ei ce vreau în principiu, ei să respecte regulamentul, nu contează rezultatul. Dar eu m-am dus, i-am căutat, i-am luat unii de pe drumuri, unii din afara localității, unii de prin baruri, unde i-am găsit. Adică nu erau jucători care, să zici că erau top. Am făcut o echipă, o unitate, o familie din ei și în mai puțin de un an, într-o competiție de 20 de echipe, am reușit să luăm titlul național,
fiind nefavoriți, adică fiind la coada clasamentului, nimeni nu dădea nicio șansă cu oamenii aia de pe drumuri. Echipa în sine nu ne-a dat un sprijin de ordin financiar sau ceva. Efectiv, ne-a dat voie să facem ce vrem noi și făcând familia asta, am reușit să luăm un titlu național, fiind, cred că, cea mai mare surpriză din istoria futsalului în România. A fost o mare bucurie și pentru mine și pentru băieți și totodată o mare dezamăgire, pentru că, vedeți, eu le-am dat un vis, le-am dat un sens, i-am făcut să viseze că ajung undeva și puterea asta i-a făcut să fie cei mai buni, adică primii trei jucători din țară în anul ăla au fost de la mine din echipă. Dar a venit partea negativă când n-am mai avut putere eu ca să-i duc mai sus, trebuiau alții să-i ducă mai sus, eu fiind doar un antrenor, și acolo au început să piardă, pentru că cei de mai sus n-au făcut ce trebuia să facă. Și asta a fost totodată dezamăgirea vieții mele, văzând că toată munca mea se risipește și oamenii încep și își caută loc de muncă sau merg în alte direcții și toată echipa asta s-a pierdut pe drum. Oricum, ai atins un punct foarte interesant, acela de a practica sportul ca într-o familie. Poate că sunt mulți tineri care își caută o direcție și, uite, sportul poate să le-o dea, să le dea motivație, să-i ajute să își cheltuie util adrenalina, să le dea un vis, să îi culeagă de pe stradă pe unii, da? Și să facă ceva util, ceva frumos. E foarte important să crezi în tine. Cel puțin la mine așa funcționează, nu contează cine se află în fața mea. În mintea mea, eu sunt cel mai bun, deși nu sunt. Când ajung acolo, față cel mai bun. Așa mă motivez eu. Nu contează cine, ce adversar am, unde, ce. Eu sunt cel mai bun, atâta cât ține meciul. În afara meciului nu mai am problema asta. Ce vreau să mai zic despre sport, e ca și în povestea mea. Te dezamăgește de multe ori, dar după aia te ridică. Important e să nu renunți. La prima piedică să nu renunți. Poate băieții mei nu trebuia să renunțe așa repede și poate acum era un top, poate depindea de ei. Ce-a depins de mine am făcut, de acolo încolo depindeau de alții și în principal și de ei. Văd că sportul îți ocupă cea mai mare parte din viață, dar mai ai și alte hobby-uri. Eu te-am cunoscut la un show de televiziune pentru gătit. Îți place să gătești? Nu chiar. Și n-am gătit în viața mea. Poate e un minus ăsta. M-am dus la show-ul ăla de televiziune tot ca să-mi prezint ceea ce iubesc. Neavând alte porți, am ales ca să fac treaba asta doar pentru sport. Și m-am dus, am gătit, dar am gătit cu echipamentul pe mine, cu bâta în mână, chiar pe judecătorii ăia am zis, bă, dacă nu mă treceți, iau bâta la voi. Chestii de gen, nu, doar ca să ridic sportul ăsta în țara noastră. Da, deci pentru sport ești în stare să faci aproape orice. Bun, am și alte hobby-uri, normal. Da. Am o mulțime de prieteni. Cercul meu de prieteni e undeva la 27-28 de ani. Ei mă trag, mă duc, facem, vizităm, ne reunim, mergem peste tot. Dar ce îți place să mai faci în afară de sport? Adică să călătoresc. Să călătorești. Visul meu e să călătoresc în toate țările din lumea asta. Am o grămadă luate. Și mai sunt multe elemente care le face omul de zi de zi, care le fac. Spune-ne, te rog, care au fost cele mai grele momente din viața ta? Nu știu să spun unul anume. Poate unii oameni spun, măi, când pierzi un părinte sau când ai o accidentare gravă sau fiecare are o problemă în viață care l-apasă foarte mare, foarte tare.
eu sunt obișnuit ca să trec peste lucrurile astea cu zâmbetul pe buze, pentru că asta te ridică. Așa că nu pot să zic că, măi, am avut un moment foarte greu în viața mea în care am fost foarte, foarte supărat. Bun, poate mai pierzi un părinte, trebuie să fii supărat, dar trebuie să mergi mai departe. Trebuie să mergi mai departe, orice ți s-ar întâmpla. Și am avut momente când am avut operații, sportul îți aduce multe accidentări, te accidentezi, stai afară mult timp, poate ani de zile. Dar dacă nu ești o fire optimistă, n-ai cum să treci peste ele. Nu poți să stai într-un loc și să zici, băi, vai ce ghinionistă, vai ce supărată. Trebuie să mergi înainte. Spune-ne, ce proiecte de viitor ai? Mă gândesc că ai ceva planificat așa, că ești un învingător. Nu, sunt un tip care trăiește clipa și am să vă spun cum. După ce am avut boom-ul ăla de care v-am zis, mergi în sus și după aceea încep să cobor, pentru că nu rămâi în top. Rămâi, da. Toată lumea vine o săptămână, două, și mi-a început să-mi apună aura asta și am zis, măi, bun, se știe de România, știe că este cricket în România, știu oamenii că sunt sportivi nativi români la noi în țară, dar treaba asta începe să apună, trebuie să fac ceva. Și atunci ce am făcut? Mi-am luat un bilet dus până la Londra și am zis, măi, acolo e patria cricketului, mă duc până acolo. Și ce se întâmplă? Se întâmplă. Nu știu, mă duc. Și efectiv am stat două zile pe stradă și a treia zi am reușit să ajung într-un stadion mare. Am stat pe stadionul ăla, dat fiind că mass media m-a ridicat și rețele de socializare m-au ridicat, mi-au făcut o impresie greșită despre mine. Adică am crezut că sunt foarte, foarte celebru. Deci asta a fost un moment în care n-a fost bun, foarte bun pentru mine, dar a fost o lecție, pentru că m-am dus pe stadionul respectiv și efectiv lumea nu mă știa. Am stat acolo, n-am zis la nimeni nimic, bun, și am zis, bă, asta e, vin acasă. Te-ai uitat la un meci sau? Da, eram în stadion la un meci. Am zis, vin acasă. M-am dus să mâncar telefonul și m-am dus la masa presei și am rugat pe cineva, băi, nu mă las să bag un cablu ăsta, și s-a uitat și zis, bă, eu te cunosc pe de undeva. Nu ești tu cumva Pavel Florin? Și am zis, da. Și zice, bă, te rog frumos, lasă-mă să-ți iau un interviu, era un ziar local. Am zis, bă, cum să nu ai? Încă m-am bucurat pentru că după două zile vorbesc cu cineva. Și mi-a luat un interviu și l-a publicat a doua zi. Eu deja îmi făceam plan să vin acasă, când pe telefon mi-a apărut următorul mesaj. A fost din partea Lord's Cricket Ground. Lord's Cricket Ground e cel mai mare stadion din Anglia și cel mai celebru din lume și cel mai încărcat de istorie. Are peste 200 de ani și în momentul ăla era meciul Australia-Anglia și era cel mai important meci din an. Ținea 5 zile. Și în mesaj scria în felul următor: bună, Pavel Florin, ne bucurăm că ai venit la noi în Anglia, ne bucurăm că ești bine. Președintele nostru, nu-mi mai rețin numele acum, și soția lui, te invită în loja lor pentru meciul respectiv. Băi, e o onoare, cum să spun, sunt puțini oameni în lume care au avut onoarea asta. Și îți dai seama, pentru un bodyguard din Transilvania să ajungă acolo e ceva imens. Și nu știam ce să fac. Mai de sus scria, te rugăm să ai o ținută adecvată pentru acest eveniment. Adică trebuia să am costum și cravată. Și eram de pe drumuri, n-aveam nimic, nu. Ce să fac? M-am gândit, băi, nu pot să refuz așa ceva, adică n-ai cum să refuzi un moment unic în viață, adică pentru tine, pentru cricketul din România. Deci era foarte important pentru ei în sine. Și m-am dus într-un second și mi-am luat
și eu, un sacou, un... pentru că la prețurile din Anglia nu-ți permiteai să... Și m-am dus în loja președintelui, nevasta dânsului m-a așteptat la intrare, a zis, Pavel, bine ai venit. În loja mai erau prezenți mai mulți oameni, toți la o vârstă mai înaintată, oameni de business, oameni importanți în lume. Și m-am aflat și eu printre ei. Am început o discuție cu ei acolo. Măi, când m-am întrebat, tu ce ești? Păi eu sunt jucător de cricket. Da, unde joci? Joci la echipa aia? Nu, eu sunt din România, din... Mai se uitau așa, fiind ei, nefiind ei cu cricketul acolo neapărat. Veniți din alte părți, nu știau cine e Pavel. Au zis, mă, bine, nu, hai că vorbim între noi, tu mai... Și m-am dus, am mai discutat cu nevestele lor acolo, am început să le povestesc și eu despre viața de noapte din România, despre ce se întâmplă. Ele, nefiind cu sportul, una, două... Au prins. Da, au prins. Tirul. La un moment dat râdeau toată lumea, bărbații, când au văzut, au venit și ei, ce se întâmplă aici, că la ei erau discuțiile... Era monotonie englezească. Da, erau discuțiile așa. Alea și la un moment dat povesteam și eu ce fac eu prin Cluj, chestii de genul. Și la un moment dat vine cineva la ușă, bate, deschide bodyguard-ul și zice, măi, suntem presă, am venit de la presă, toată lumea se uită așa, vine de la presă și zice, cu cine vreți? Cu Pavel Florin. Și atunci a fost momentul meu de glorie în fața lor, pentru că mi s-a umflat, da. Mi s-a umflat pentru că... și m-am dus. Am vorbit, am comentat 10 minute la BBC, meciul respectiv. Engleza mea nu e foarte strălucită, o dă oarecum în rusă, dar a fost un succes pentru că ei toți vorbesc perfect engleză, adică toată lumea cricketului vorbește perfect engleză, apare unul care nu vorbește, apare unul care nu aruncă bine. Spice care... Apare unul care e diferit. Deci, practic, aici vedem o lecție de viață, că a fi diferit nu înseamnă a fi greșit. Exact. Și a fi original. Chiar cu defectele tale, cu tot ceea ce este imperfect, poți să ai un impact și oamenii să te iubească, să te remarce. Da, deci ăla a fost momentul așa de apogeu, ca să zic așa, mediatic. Nu neapărat. De acolo a continuat, a fost un așa, un tăvălug. De acolo mi-au venit alte oferte, m-am dus la campioana Angliei. La investiar, antrenorul a venit, un nume celebru, Gillespie, a venit la mine și a zis, Pavel, astăzi tu ești antrenor, m-a pus acolo, vorbeam cu jucători care câștigă zeci de milioane de euro pe an și eu îi antrenam, eu zic, băi, tu pe bancă, tu, nu, astăzi tu... Adică, și nu aveam nicio emoție pentru că știam că și eu sunt jucător de cricket ca și ei, adică nu e nicio diferență între noi. Până la urmă foarte multe și faima aventuri. E subiectivă, că poți să fii cam de aceeași valoare, doar că n-ai fost atât de bine în lumina reflectoarelor. Sau da, la echipa Eu sunt tip mai norocos că am ajuns ca să fiu așa celebru. E efectiv un noroc. Probabil că am fost omul potrivit la momentul potrivit. Dar ai și muncit pentru asta. Că dacă da, am muncit. De asta vreau să spun. Tot pentru ce am muncit... nu a avut un final fericit. A apărut o aruncare, pur și simplu o aruncare care m-a dus în față și după aceea toate elementele astea care le-am avut și nu le-au avut ceilalți. Am fost plecat și în Australia. Aici vreau să mai remarc ceva. Am încercat să obțin o echipă din Australia. Au fost mai multe echipe care m-au invitat, echipe de nivel mai mare și... Am refuzat, pentru că știam, toată lumea încearcă să se folosească de momentul tău de glorie. Toată lumea vine lângă tine și spune, bă, noi suntem prietenii tăi, cât noi te ajutăm, noi, și... noi te... Și mi-am dat, într-un final mi-am dat și o seama, pentru că toată lumea încearcă să-și facă o publicitate cu mine. Bă, noi susținem cricketul, noi îi ridicăm pe ăștia, noi ne pozăm cu ăștia, noi, înțelegi? Și știam că aveam foarte multe cereri din lume să mă duc încolo și de la echipe mari. Și mi-a venit un mail la un moment dat de la o echipă din Melbourne în care spunea președintele felul următor. Și noi suntem ca tine... iubitor de sport și de cricket, nu putem să-ți oferim
o sumă financiară, pentru că suntem un club mic și nu ne permitem, putem să-ți oferim un bilet de avion și o cazare. Și aia au fost prietenii mei. Și am zis, mai pe ăștia-i aleg. Îi cred. Am și, pe ăștia-i aleg, da. Pur și simplu, pentru că știam că acolo o să fiu, când mă duc, o să fiu fericit. Între oamenii aia, o să fiu fericit. Întâmplarea a fost că, iar viața ți se dă peste cap, mi-am dorit foarte mult să ajung în Australia, am aplicat pentru viză, guvernul a zis, care-i meseria ta, ești bodyguard, nu-i bine. Ai cont bancar? N-am, nu-i bine. Nu. M-am dus, mi-am mai luat un job, mi-am făcut și cont bancar, am pus și banii pe el și a venit iară guvernul australian care a zis, noi avem suspiciuni că tu vrei să vii să lucri la negru aici. Nu conta că tu ești Pavel Florin, pentru că acolo sunt chestii oficiale, nu mai există faimă. Și având Twitter, am fost foarte dezamăgit, foarte dezamăgit. Îți dai seama că visam, m-am pregătit 3 luni ca să ajung acolo, da. Mă pregăteam, oamenii mă așteptau, lumea de acolo m-a așteptat, toată lumea m-a așteptat și nu puteam să vin. Între timp... Până la urmă ai rămas în Australia, că s-a scurtat... Oamenii mă așteptau și mi-au cumpărat un bilet de avion. Avionul meu a decolat, s-a dus, eram foarte trist. Și atunci am dat un mesaj pe Twitter în care am zis, iubesc poporul australian, sunteți nemaipomeniți, dar anul ăsta nu ne putem vedea. Și ghiți ce s-a întâmplat. A început să vină o mulțime de distribuiri în care toți etichetau șeful guvernului și în care îi ziceau lucruri neplăcute și ziceau, bă, cum e posibil ca să nu îngăduiți așa ceva. La Guardian a scris un articol, Pavel nu poate să ajungă în Australia, titlu mare. Și au început să apară reproșurile astea. Când s-a trezit prim-ministru, cred că dimineață, mă gândesc că așa s-a uitat acolo, bă, de ce se întâmplă? Întreba pe ministrul de externe, zice, bă, este un român care vrea să ajungă și el aici, nu putem, că nu are ce trebuie, nu are profilul ăla perfect care trebuie să ajungă acolo, e foarte greu să ajungi. Și a zis, bă, dați-i drumul, bă, ce faceți, ne pierdem din voturi. Mă gândesc că așa s-a întâmplat. Da. Și uite că... Până la urmă ai ajuns acolo. În 12 ore mi-a venit încă un mail în care zicea, ne cerem scuze, a fost o greșeală, ai viza. Am sunat pe președinte, au zis, când vrei să vii? Am zis, cu primul avion. Mi-a și luat bilet pentru primul avion și am plecat. Eram programat pentru o săptămână, am stat o lună și ceva și am fost aproape în toate orașele din Australia. Am jucat la mai multe echipe. Orice echipă am găsit acolo, m-am dus și am jucat cu ei. Foarte frumos acest traseu al tău și povestea de viață. Ne apropiem acum de final. Spune, te rog, un mesaj pentru telespectatorii noștri în câteva cuvinte. Ce vrei să le transmiți legat de viață, legat de succes sau un gând pe care vrei să îl dai mai departe? Vreau să fiu foarte concis. Viața trebuie trăită. Nu uitați treaba asta. Viața trebuie trăită. Indiferent de vârstă, indiferent de preocupări, nu uitați să trăiți și nu uitați să stați lângă ce vă face fericit. Indiferent dacă e o persoană, dacă e ca și în cazul meu un sport sau orice altceva, stați acolo indiferent de riscuri sau indiferent de partea financiară sau orice altceva. Îți mulțumim, Pavel, pentru că ai acceptat invitația de a fi în emisiune la The Sense Vieții, aici la 7 TV și chiar a fost o plăcere să povestim împreună și să ne împărtășești din experiența ta de viață într-un stil original, dar cred că asta ne interesează mai mult decât lucrurile regizate și fandosite, ca să spun așa. Păi, suntem ceea ce suntem și nu cred că în cazul ca să schimbăm ceea ce suntem numai de dragul de a fi mai plăcuți. Îți mulțumesc încă o dată și te mai aștept în emisiune. Și ca un ultim element că n-am adus aminte, încercați și uitați-vă la un meci de cricket și vă rugăm să veniți să ne susțineți și pe noi, jucătorii echipei naționale și echipa națională, pentru că avem nevoie de voi.
Noi stăm chiar bine în lume, suntem locul 40 în lume ca nivel la echipa națională din 100 de țări și în ultima vreme am cam bătut pe toți. Așa că puteți fi mândri de noi. Vă așteptăm să veniți alături de noi. Cu mare drag, dragi telespectatori, cei care doriți să susțineți sportul acesta frumos, puteți să faceți. Unde vă poate găsi lumea? Pe toate rețelele de socializare, Cricket România, sau puteți să mă găsiți, eu sunt Pavel Florin, mă găsiți oriunde pe orice rețea de socializare și orice idee, orice om în plus, e binevenit. Mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, cu toții ne dorim să avem succes, dar fiecare dintre noi ne dorim altceva în funcție de modul în care definim acest succes. Uităm că dincoace de succes trebuie să fie întotdeauna un om de valoare, iar dincolo de succes trebuie să existe semnificația profundă și sensul adevărat al vieții. În această emisiune am văzut încă o dată că succesul nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc prin care să evidențiem ceea ce a pus Dumnezeu mai bun în noi. Doamnelor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație. Vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare, de la ora 19. Rămâneți alături de noi în continuare pentru că urmează emisiunea E cu Cântec, realizată de Ramona Dărvășan. Pe curând!